Biserica Ortodoxă l-a pomenit ieri pe Sfântul Cuvios Siluan Atonitul, trecut la Domnul în data de 24 septembrie 1938. La mănăstirea Sfânta Maria din Techirghiol, Sfânta Liturghie, a fost săvârșită de doi ierarhi ai bisericii noastre. Cu acest prilej, numeroși credincioși din Techirghiol, dar și din alte zone ale țării, au fost prezenți la eveniment. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, au fost prezenți ieri în mijlocul credincioșilor din Techirghiol și au săvârșit Sfânta Liturghie. Cu prilejul pomenirii Sfântului Siluan Atonitul, ierarhul românilor ortodoxi din Ungaria și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual. De mai mulți ani la rând, cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel și împreună cu alți colegi ierarhi, venim în acest loc la Mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol, care este un loc binecuvântat de Bunul Dumnezeu, atât pentru tămăduirea trupului, cât și pentru înălțarea sufletului. Și iată că în această duminică, a 18-a după Rusalii, am săvârșit Sfânta Liturghie în biserica nouă a acestei mănăstiri, o realizare de asemenea importantă ca și toate celelalte clădiri și anexe care s-au făcut aici, și unde, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim al Severinului și Strehaie și cu alți clerici și cu Părintele Arhimandrit Cleopa, directorul și conducătorul acestui așezământ și al acestui centru de terapie al Patriarhiei Române, am săvârșit Sfânta Liturghie, adăpându-ne și noi din cuvântul cel purrea viu și veșnic, înălțător de suflete al Sfintei Evangheliei și sărbătorind în același timp pe Sfântul Siluan Atonitul, împreună cu credincioșii din lumea întreagă. În ultimii 10 ani, actualul Părinte Patriarh al nostru, Preafericitul Părinte Daniel, a amenajat aici, la această mănăstire, cu un sobor frumos de maici, un așezământ de tratament, un așezământ la care pot să vină pe lângă preot și slujitori ai Sfintelor Altare și credincioși, care să lase aici toată oboseala, care să se trateze aici la mănăstire și pentru suferințele trupului, să găsească un alin, dar să găsească și o odihnă sufletească datorită rugăciunilor pe care soborul de maici, condus de Maica Stareță Lucia, îl săvârșesc. Centrul Social Pastoral Sfânta Maria de la Mare, de la Techirghiol, a fost înființat prin binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh în anul 2008. Desigur, baza a existat și până în acest an, dar s-au dus numeroase îmbunătățiri și modernizări, atât baze în sine, cât și spațiilor de cazare, prin care pacienții vin și se tratează aici la Techirghiol. De asemenea, știți că această stațiune este renumită prin nămolul de Techirghiol și apa sărată specifică lacului Techirghiol. În cadrul Centrului Social Pastoral Sfânta Maria de la Techirghiol funcționează baza de tratament Sfântul Pantelimon, unde beneficiază de tratament persoane cu afecțiuni reumatice.